Alături de mine în studio este Daniel Zafiris, câștigător al Cupei României în 1995 cu Petrolul, dar care a ales calea credinței ulterior. La 28 de ani a renunțat la cariera de fotbalist și a urmat această cale despre care vă spuneam. Deci ai cum acasă, pentru că ca să îi spun despre credință, că am auzit spre final acum. Zice că noi despre credință, numai, adică numai în sufletul nostru, noi trebuie să o avem noi. Numai că eu îi spun așa, cu inima, deci credința cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Așa zice Sfântul Apostol Pavel. Deci noi trebuie să mărturisim credința, că trebuie ca să fim misionari apostoli, ca toți ceilalți să audă și ei de la noi, să facă și ei. Că dacă o ținem credința numai în noi, credem spre dreptate. Și credem spre dreptate nu e complex. Trebuie să credem și spre mântuire, adică să mărturisim credința. M-ați înțeles? Da, așa este, domnul Becali. Mă bucur că ne putem auzi și în felul acesta și aveți mare dreptate. Asta urma să spun eu, o avem în suflet și apoi trebuie să o demonstrăm prin fapte și să o mărturisim prin cuvinte. Exact, cum spune Mântuitorul și Sfântul Apostol Pavel. Pentru că fără credință, omul nu poate să ajungă la mântuire. Și fără rostirea prin cuvânt, prin cuvinte, omul nu poate înțelege că este păcătos și are nevoie de Dumnezeu. Capcana aia care spun, domne, crede și nu cerceta. Nu. Cercetarea este de la Satan, adică cum să nu cercetăm? Trebuie să cercetăm în continuu, dar nu să cercetăm că dacă există, să credem că sunt taine și să cercetăm continuu Sfintele Scripturi și să ne ridicăm continuu, cât un milimetru, până la Hristos Pătrun. Așa este, sunt total de acord și asta și facem și noi și încurajăm și sportivii și antrenorii să nu excludă credința din viața lor personală, din trăirea lor, din familia lor, din tot ceea ce fac. Sunteți ortodox? Am crescut, da. Acum merg, slujesc într-o biserică creștină evanghelică. Băi, mi-am dat seama. Da, și eu mă bucur pentru că până la urmă Hristos este cel care Mântuitorul ne unește și ne poate folosi pentru binele celorlalți. Nu ne unește, eu nu sunt unii cu dumneata. Eu mi-am dat seama, vezi de ce am întrebat? Că eu mi-am dat seama după cuvântul tău, după cum vorbești, că tu ești sectar. Înțelegi? Mi-am dat seama că ești sectar. După cuvânt mi-am dat seama, după cum ai pus și ai vrut repede așa și cu tare sectare vorbesc repede așa. Înțelegi? Adică, și atunci eu cu tine nu sunt unit în nimica. Tu ești sectar și atâta. Bine, hai nu mai vorbim de credință, că nu vorbesc cu tine despre credință nimic. Hai domnul Vironică, că nu vorbesc cu sectarii, da? Și vă rog cu sectarul să nu-mi dați nici deloc să vorbesc, da? Ok. Totuși, parcă e un cuvânt prea dur acesta pe care l-ați... Dar nu este sectă. Ce cuvânt? E sectă. Este sectar. Cu ce l-am zis dacă e sectar? Ca uite, domnul. No. Mă rog, Daniel Zafiris nu cred că se prezintă așa, dar în fine putem se trece peste... Se prezintă altfel, nu mă interesează. Eu zic că e sectar. La revedere, fie sănătos el. Da? Aș vrea să vă întreb despre cum ați trăit acest moment de conflict între Mihai Pintiliș și Nicolae Dică, s-au acuzat de tot felul de lucruri. Știați că există această schismă, apropo de termeni din istoria religiei, în staful tehnic al echipei dumneavoastră? Dar n-a fost o schismă. Ce a fost? Eu, când am văzut că nu merg treburile, m-am dus la echipă acolo. Și am luat părul la rând, pe toți. Adică, bă, zic, poate mi-a spus cineva, de fapt. Păi vezi că e ceva neregulă acolo. Și că ai văzut să văd ce e neregulă. Dar nu era ceva neregulă cum mi-a spus acea persoană la telefon. Numai că eu atunci
căutând să văd ce e neregulă, l-am luat pe rând. Bă, ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, am particulat, cu tare, nu știu ce. L-am chemat pe Tili. Și pe Tili v-a zis, eu ce să zic, ce mă bag eu? Nu, ce te bagi, mă, tu? Eu ce mă bag? Nu, mă, bă, dar spune-mi, ai jucat fotbal, ești și tu om de fotbal, dar spune-mi care e situația, că nu mi s-a întâmplat în viața mea de 20 ceva de ani și eu în fotbal, așa ceva, echipă, să nu lage 4 pase vreau, nu vreau 7, bă, 4. Imposibil asta, bă, că toate echipele are miște, bă, și toate ale joacă 4 pase, 5 pase, joacă, pase. Păi și el, păi de aici, nu mă bag eu, ce mă bagi? Păi nu te bag, bă, pentru ce ai salariu? I-am zis. Trebuie iei salariu ca să nu te bagi? Păi, bă, Pintilit, ești om curat, un om, l-am luat la sentiment. Un cu minte, un cu tare. Bă, băiatule, păi tu înseamnă, dacă tu nu spui ceea ce tu văd că dai în cap. Și te înseamnă că știi ceva, dar nu vrei să zici. Te înseamnă că furi, iei salariu, hoț. A, păi, dar băi, dacă mă faci așa, că se văd, pun, a zis, înțelegi? Păi zi, ce mi-a zis chestiunea asta, nu-i mare lucru. Că, băi, n-ai zis, părerea mea. Care e, bă, părerea? Jucătorii le place mai mult cu minge. El, de exemplu, a făcut, zic că dau un exemplu, dar atât a fost, deci n-a fost mare schismă sau scandal. Păi dacă exemplu, el spune că jucătorilor le place mai mult cu el decât cu Nicolae Dică, de ce spune pe de altă parte Mihai Pintilic că nu este pregătit pentru această misiune de a fi antrenor principal? Păi de ce spune? Hai să spun de ce spune. El o spune din bun simț. De ce o spune din bun simț? Pentru că el știe un lucru. Și n-are rost. El ce știe? Dacă echipa va juca astea 3 meciuri, mai câștigă încă 2 meciuri, deci el va rămâne. Sau chiar ăsta cu Craiova. Nu? Și atunci el a zis, bă, eu nu sunt pregătit. Nea Gigi mi-a zis. Și mie mi-a zis. Bine, mă, nu ești pregătit? Zic eu că ești pregătit și gata dacă e. Atunci, după ce eu am spus că este plicat, vreau eu așa, Nea Gigi a zis, eu nu sunt pregătit, dar dacă a zis, o scoatem la cap. Adică meciul cu Rapid v-a arătat că Mihai Pintili este totuși pregătit pentru această postură? Da. Și de ce? Pentru că era cel mai important meci. Noi, dacă noi îl pierdeam meciul cu Rapid, la revedere, adio. Adio titlul. Pentru că aveam prea multe peste noi, trecea și Rapidul foarte mult peste noi. Nu poți să le depășești pe toate. Noi acum Rapidul e la 3 puncte, flec. Adică o să fie la 3 puncte. Dacă apare oportunitatea de a-l angaja pe Laurențiu Reghecanf, nu vă tentează această posibilitate de a-l aduce din nou antrenor la FCSB? Domnul Rodică, n-are rost să discutăm niște lucruri ipotetice. Eu știi care e treaba? M-am deșteptat și eu în presă. Adică eu eram omul care spuneam tot ce gândeam și tot la toate întrebările răspundeam. Acum m-am șmecherit și eu cu voi. Nu mai răspund la întrebări ipotetice. Mă înțelegi? Ce rost are să răspund la ceva când, la ce nu mă gândesc eu? Că chiar că nu mă gândesc la asta. Și atunci să răspund la ceva la ce nu mă gândesc eu, dar dumneata mi-ai pus întrebare ca să mă gândesc acum repede. N-are rost. Văd că Adrian Mititelu declară că la FCSB până la urmă e un singur antrenor, Gigi Becali. Păi și la el acolo cine? Bună replica asta. Dan Vasilic. La el acolo sunt doi. Că e mai e și Fisu. Deci Adrian Mititelu este managerul și primul antrenor al echipei este fiul lui. Dacă managerul poate să dea ordin peste antrenor și peste Fisu. Da, da, mă refeream la sistemul englezesc acolo unde managerul e. Da, da, păi da, păi de ce Ferguson nu putea să dea schimbările? Exact. Păi de așa e și Ferguson, Mititelu. Deci Adrian Mititelu e un fel de Ferguson la noi. Am înțeles. Da, dar și care e treaba? Numai că e un Ferguson la noi, dar nu poți să-l numești Ferguson, că dacă mănâncă numai bătăie, ce să-i fac? Trebuie să-i spunem Nea Sandu atunci. Îi spunem Nea Sandu, da. Bine, glumește, da. Sigur, absolut. Absolut. Asta este tot. Dar am plecat de la declarația domniei sale, care spunea că sunteți unicul antrenor de la FCSB. Aia, bine, asta e. Nu pot să spun asta. Dacă el a spus, e treaba. Dar nici nu puteți să negați. Da. Nu vreau să vorbesc cu sectarii, vă rog, da? Să nu mai îmi dați. Nu, Cristi Costache, de asemenea, este alături de noi în studio și... Dacă știe ce, că poate să-ți transmită și pântuc?
Păi voi acum că stă cu voi la masă, vai de capul vostru și ce o să pătim. Haideți, domnule Becali, să nu mergem atât de... Suntem curajoși. Da, așa, de toate mi-e. Apropo de lucruri care o iau pe o turnură neașteptată, incredibilă, l-ați făcut capitan pe Florinel Coman și el vă cere să-l lăsați să plece de la echipă. Păi, dar el săracul nici să-mi e milă, nici nu mai știe. Eu nu pot să-mi dau seama. Pentru că el era, cum ar veni, Mbappé. Uite unde a ajuns Mbappé după 5 ani și uite cine este el după 5 ani. Nu? Va cam vrăji Gică Hagi cu declarația aia despre Coman pe vremuri, că ar fi la fel precum Mbappé. Păi nu, el m-a vrăjit pe drept la ora aia. Că așa era, așa îl vedeam și noi, dar e adevărat că dacă zice Gică ceva, adică țin cont. Dacă zice el ceva, țin cont. Că știi cu ce mi-a vrăjit Gică? El are talentul. Adică talentul. Și știința, și talentul, și capacitatea să facă, să scoată din jucători mai mult decât pot ei. Și fiind la el acolo, nu ne ia ochii, dar numai când pleacă de la el, ea nu mai sunt ăia. Domnule Becali, credeți că dacă l-ați împrumuta pe Florinel Coman la Farul, Gică Hagi ar putea să-i relanseze cariera și dumneavoastră să aveți de asemenea de beneficiat de pe urma acestui lucru? 500%. Hagi poate să facă din eliminat. Într-o lună îl face iar. Vă gândiți la această soluție pentru Florinel Coman? Păi, dar nu mă gândesc la soluția asta, pentru că n-am cum să mă gândesc la soluția asta, că ce să-i dau? Păi, dacă nu era la atâtea puncte diferență, eram la egalitate sau cu tare altceva, dar e diferență mare de puncte. Dacă îi mai dau și pe Florinel Coman, păi la revedere să-mi iau adio și de la campionat. În concluzie, revenind la subiectul inițial, a existat, credeți, un conflict între Mihai Pintili și Nicolae Dică când cei doi erau colegi la FCSB? Nu a existat niciodată, nu știu, nu cred că nu e. Pintili, greu să ai un conflict cu el. Numai că el, Pintili, mi-a zis că în timpul antrenamentelor mai i-a spus odată nu știu ce și a zis că nu se bagă el să-și bată treaba lui și atunci nu s-a mai băgat. Păi de ce n-ai spus? Dom'le, i-am spus odată și dacă nu, nu mai băga. Adică situația asta cu antrenamentele tactice, cu nu știu ce, că pierde prea mult timp atingerea, jucătorii se enervează, asta mi-a spus Pintil, că se enervează jucătorii și... Vă gândiți că acum, în iarnă, când se fac transferul, să renunțați la... Am văzut că sunteți foarte critic la adresa lui Marco Dulca și Radu Boboc. Vă gândiți să renunțați la acești jucători? Da. Păi, de exemplu, pe Boboc îi dau logic înapoi. Am înțeles, Radu Boboc se întoarce la Farul. Iar pentru Marco Dulca aveți o soluție? Nu am altă soluție decât la Târgoviște. Da, el a jucat deja în acest sezon la Chindia. Da. Deci e posibil ca el să se întoarcă la Chindia în iarnă. Da. Iar Bogdan Rusu să se întoarcă la Mioveni. Vreau să muncesc, să-mi câștig locul. Tot l-am băgat. Aia nu-i muncă. Muncă înseamnă... Nu iese, de exemplu, Rada Slavescu, dar îl văd pe acolo, pe teren, mai vine la primit, mai o ia, mai greșește. Nu iese, e copil. Dar se plimbă pe teren. Muncă înseamnă vinit la primit, mingea. Asta înseamnă, voi vin, chiar dacă greșesc, dar vin să primesc, să văd și duci să fac ceva cu mingea. Dacă tu unde e mingea, tu fugi de ea, pleci de ea, fugi de ea tot timpul ca să nu o atingi. Deci aia nu-i muncă. Aia este ascundere. Fata ascunsele aia. Mă ascund să nu cumva să mă găsească minge. Nu se poate așa juca fotbal. Că dacă te ascunzi de minge, nu e minge la tine. Ce credeți despre această partidă cu Craiova, cu FC Craiova? Păi, să-l vedem pe... Închitelu, ce să fie, nu știu. Nu mai vreau să zic domnul Milonică dinainte. De ce? Pentru că înainte aveam curaj să vorbesc, adică să mă încurajez, să încurajez echipa, pentru că aveam, adică, dar acum mi s-au întâmplat lucrurile astea.
sunt acum recente. Și nu mai am curajul. Că mi s-au întâmplat niște lucruri, adică așa ceva, adică nu mai joace echipa nimic, patru pase, adică nu venea să cred. Și atunci ce rost, ce să mai zic eu? Stai să vedem, dacă o să meargă echipa 3-4 meciuri cu Pintilii bine, după aia o să zic ea. Și probabil că dacă veți obține niște victorii în finalul acestui an, veți avea din nou curaj pe piața transferurilor. Păi, dar nu mai, domnul Vironică. Nu. Numai că bați spre retragere. Adică ce înseamnă bați spre retragere? Nu mai cheltuiesc bani și încerc, adică, să reduc cheltuielile. 150.000 la Academie nu e în regulă. 50.000 va fi la Academie, adică 30%. Și la echipă, iar, văd ce dau afară la vară, ce pot, că le expiră contractul, că nu le-am făcut un an plus 3 ani, un an plus 2 ani, nu le-am făcut, că nu mai sunt fraier. Ce expiră, ce pot să fac, ce pot să vând și încet, încet să reduc cheltuielile, pentru că nu poți să știi în ce încotro merge lumea acum. Nu poți să dai seama, încotro merge lumea, pandemie, război, nu știu, ce mai aduc ei, nu mai știi. Nu poți să-ți dai seama ce vor să mai aducă. Da, dacă vă bate gândul retragerii și ați scoate echipa la mezat, cât aș cere pe ea? Păi eu nu vreau decât banii ce am dat. Adică vreau banii ce am dat, 9.300.000 de dolari când am transformat echipa atunci, când am furat-o de la armată, cum zice. Am furat echipa, dar am dat 9.300.000 de dolari când erau banii cât roata carului. Înțelegi? Și mai vreau vreo, să zicem, acum vreo 6 milioane dați de mine. Deci eu vreau 15 milioane. Înțelegi? Cam jos a ajuns Steaua. A ajuns jos dacă văd că crește tarii, o dau fără tarii. Și ce faceți cu Tavi? Bun, și dați echipa și ce faceți? Îl țineți acasă? Ce faceți? Dau fără Tavi. Tavi să iau eu bani, ce nu găsesc soluții juridice. Păi, bă, că nu le expuneți undeva. Domnule Becali, vă mulțumesc pentru acest dialog. Da. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Daniel, îmi pare rău pentru acest moment, dar îl cunoaștem cu toții pe Gigi Becali. El este mai, să zicem așa, uneori mai tranșant în exprimare.